dimineața, am fost la Beauty District, mi-am făcut părul retro azi, încă mi-era foarte dor de păr retro. Și acum mă duc la Beautiful, la pensat. Pe aștept, am nevoie de un pensat de foarte mult timp. Și am știut de foarte mult timp ce o să zic. Dacă m-am pensat. Așa arată, nu am machiat nimic. Mergem acasă să mă machiez și să put on the face. A venit Andreea la mine. Bună! Uitați-ne două coafate. Crețe. Da, și urmează să facem curățenie. Pentru a doua oară. Bine, am făcut toată curățenie în 2019 și acum fac curățenie și... În 2020. 2020, varianta 2020. Toate astea așa? În afară de aici, aici este al lui Alex. Aici nu facem curat. Alex. Da, în rest totul e al meu, da. Perfect. Perfect. Așa perfect. Trebuie să fie, nu? Mi se pare normal. Bine, păi începem. Guys, știți că aveam multe tricouri? Astea sunt toate tricourile cu care m-a lăsat Andreea. Dar mi-a zis că trebuie să mergem să ne cumpărăm tricouri și ea și eu, deci. Tricouri țepene. Da, scuze, nu, țepene. 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 Din bumbac tare. Ah! H&M nu o să mai fim prieteni la tricouri. Nu. 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 Nu stricăm prietenia. Da, pare rău. Aici rezultatul final. Astea sunt de dat. Alea vor fi vândute. Am mai luat și niște cămăși de la ea, de la magazinul ei de mine. Deci am personal shopper-ul meu. Magazinul acasă. Păi da. Deci ia zi, ce am făcut noi astăzi? Am făcut curățenie. Bun, și ce mai avem de făcut? Să le vindem. Da. Și să le donăm pe unde. Da. Pe astea le donăm tot ce aici. Și să mai cumpărăm ceva, adică... Trebuie să mai cumpărăm. E cam gol și șifonierul. Da, adevărul e că e cam gol. Adică vă arăt imediat. Eu aveam foarte mulți pantaloni. Aveam. Asta e tot ce mai am. Nu vreau să vă arăt cei la rochi și la... La cămăși, de fapt, sunt ochiuți aici. În orice caz, mult mai gol. Păi uite, după... După umerașele astea, puteți să vă dați seama... Cam cât de gol a rămas. Și... Aici cred că e cel mai drastic. E cam chel. Da, aici e chel. Și la genți și peste tot. Și peste tot, da. Dar, partea bună este că o să cumpăr altele. Deja mi-am luat, am luat o rochie. Superbă. Poți să ne arăți rochia aia, te rog? Bine. Arată-ne rochia să vadă lumea cât de superbă este. Uitați ce rochie am cumpărat. Este senzațional. Nu, uitați-vă puțin. Mătase. Cred că are 15 ani rochia. Deci este ceva... și îmi vine turnată. Sinceră să fiu, nici n-am vrut să-i aduc. Da. Dar până la urmă i-a adus-o pentru că Andreea mă iubește foarte mult. Deci e superbă rochia da, asta. Chiar este. E ceva... Și acum va trebui să fac curățenie aici. În toată treaba asta. Cum e să strângi după un copil încăpățânat? E și micuț. Baba! Nu baba, vino încoace. Baba! Vino încoace să strângem asta. Baba! Mati, ți-arunc biluțele dacă nu asta. Vino încoace, hai! Haide! Vino încoace să mă ajuți. Bă, băiatule! De ce râzi la mine? Vino încoace să mă ajuți să strângem asta. Uite ce ai făcut. Sunt foietaj. Ta-da! Și că acum dacă faci o prostie, eu nu pot să mă aplec după el sau să-l opresc. Și tu, ție ți-a jumătate oră să ieși de acolo. Cum să-mi ia jumătate oră? Ia! Yeah. 1, 2, 3 și... Ta-da! Ta-da! S-a trezit băiatul! S-a trezit băiatul! Iar s-a trezit băiatul!
S-a trezit! Mm-hmm.